Referitor la expoziția fabricată în Moldova, care va avea loc de această dată la Chișinău, știm bine că noi avem o relație bună cu Camera de Comerț a Republicii Moldova și organizăm an de an fabricat în Moldova, aici în Brașov, ultima dată, ultimele două ediții fiind în Piața Sfatului. De data aceasta, un forum economic și o expoziție tot cu titlul fabricat în Moldova la Chișinău, în perioada 29 ianuarie 3 februarie. Unde, datorită bunelor relații între Camera de Comerț Brașov și Camera de Comerț a Republicii Moldova, comercianții brașoveni care doresc să-și expună produsele, să-și expună serviciile, să-și caute potențiali parteneri de afaceri, sunt invitați în mod gratuit. Tot ceea ce trebuie să facă, să-și manifeste interesul, să vină să ne contacteze la Camera de Comerț și putem facilita această misiune economică în cadrul forului internațional organizat la Chișinău sub egida fabricat în Moldova. Din ce domenii pot fi aceștia? Domeniile, vă dați seama că în funcție de interesul fiecăruia, domeniul tehnologiei, domeniul servisării anumitor echipamente care se produc la Brașov și pentru care noi avem specialiști, diverse produse, chiar piscicole care le avem recunoscute la nivel internațional. Aici depinde de interesul fiecărui producător sau comerciant brașovean. E bine să afle de această informare că pot să beneficieze de participarea gratuită în perioada 29 ianuarie 2 februarie în Republica Moldova la Chișinău la Forumul Internațional de Afaceri fabricat în Moldova.